Thank you.
Trimisă pe teren și Petrovic, 7 contra 6, Stoleru pentru Maria Petrovic, aruncă Petrovic și restabilește, o duce din nou pe Gloria Buzău, un avantaj, gol marcat de la centrul terenului, să vedem. Protestează jucătoarele Gloriei, să vedem decizia arbitrilor, se acordă golul și egalitate. Gloria a dominat prima repriză grație unei apărări lucide și abrazive, dar și a portativului variat din atac, dând impresia la un moment dat că poate câștiga din nou confruntarea cu tigroaicele într-o manieră copioasă. Buzoiencele n-au știut însă să speculeze momentele cheie, irosind cu nonșalanță două lovituri de la 7 metri prin Moroianu și Iceci, dar și câteva atacuri purtate în superioritate pe fondul eliminărilor împotriva echipei din București. La pauză, un 10-9 pentru gazde, scor nedrept după evoluția ostilităților din teren. Al doilea mitan a fost mult mai echilibrat, CSM venind de la vestiare mult mai organizată în apărare și parcă mai inspirată pe faza de atac. Ambele echipe au mers cap la cap, nici Buzăul, nici CSM nereușind să se distanțeze la mai mult de 2 puncte. Paroxismul a atins cota maximă cu un minut înainte de final, atunci când Gloria a preluat conducerea, grație unui trasor marca Natalia Vasileșcaia. Imediat Neagu a egalat din 7 metri, dar gazdele au beneficiat de ultimul atac. Cu 2 secunde înainte de ultimul gong, Maria Petrovici o aducea pe SCM în avantaj, declanșând nebunia în sala Romeo Iamandi. Din păcate pentru Buzău, geniul Cristinei Neagu a ieșit la rampă încă o dată, cea mai bună handbalistă din lume reușind să înscrie de la mijlocul terenului, la finalul 22-22, care ne mulțumește oarecum echipa gazdă, dar o evoluție de excepție a buzoiencelor în frunte cu Harabagiu și Marta Batinovici, golkeeperul din Muntenegru, având o prestație excepțională. What to say, it was a very tough match. We knew from before that playing here in Buzău it's always hard, but what I want to say, it's very nice to see the audience again in the hall. It's really amazing feeling after one year. They really did a great atmosphere. We took a point and I think this is the most important. We didn't show a good game. But at the end, the point is very, very good for us. E greu să spui dinainte că suntem, că am putea să fim mulțumiți de rezultat. Sigur, faptul că am egalat în ultima secundă este foarte important pentru noi. E un campionat, cred, foarte echilibrat în care multe echipe au șansă să câștige împotriva oricărei echipe. Să joci împotriva celor la Buzău, oriunde ar fi și mai ales pe terenul lor, se știe deja de câțiva ani de zile cât de complicate și ce condiții sunt. Așa că, într-un final, pentru faptul că am egalat în ultima secundă, e un punct important. N-am apucat să facem schimbarea la timp și asta ne-a costat. Dar mă bucur că am reușit și că am luptat până la final, indiferent că ne-au condus și ele. Și sunt foarte mândră de echipa mea și de acești oameni care au fost alături de noi să ne susțină. A fost o seară specială și pentru tine. Într-adevăr, mă bucur că am avut o zi atât de bună, sper să am aceste zile și în continuare, dar datorită fetelor, pentru că mi-au dat încredere, au văzut că sunt în mână și m-au ajutat să duc acest meci până la capăt cu bine. Felicit jucătoarele noastre pentru modul admirabil cum s-au luptat, au făcut o apărare foarte bună și practic s-a suplinit cele două absenți, mari absențe. Și a fost un meci bun, atât pentru noi cât și pentru CSM București. Felicit încă o dată echipa noastră pentru lupta admirabilă. Am avut, puteam să avem mai multă șansă, astfel încât să nu primim gol în ultima secundă. În orice caz, e un rezultat de egalitate care ne menține în luptă mai departe pentru obiectivele pe care ni le-am dorit. În urma rezultatului de aseară, CSM și Gloria conduc clasamentul Ligii Florilor cu câte 13 puncte. Podiumul este completat de Rapid, cu mențiunea că feroviarele au disputat doar 5 partide.
la Official A, Maya Savic.
We'll be right back.
golul meritoriu și direct la urmă.
Două norvegieni de la CSM s-au plimbat în Casa Poporului în vacanță. Se poate juca și handbal aici, au glumit campioanele mondiale în cea mai mare clădire din Europa. Emilie Arntzen și Malin On s-au minunat de ce au văzut în Casa Poporului, a doua, cea mai mare clădire din lume. Fetele s-au simțit ca la un bal. You have your birthday party here, okay? Yeah. I'll just book it. Yeah. It's okay. Cele două au venit cu o propunere inedită. I think we should play here. A Champions League final? Yes. Oh, we move. We move the final four to Bucharest, mm-hmm. and then we have it here in the parliament. We should try to not hit something because I think it's very expensive. Yes. Emilie și Malin ar ține și conferințele de presă în locul parlamentarilor. Today the game against Rapid is going to be a very tough one. I feel important. Yeah. Behind this. Și priveliștea le-a uimit pe norvegiene. De la balcon, ele le-ar prezenta fanilor un trofeu. Can you hear them? It's like huge. It's like so big. Campioanele mondiale au învățat primele cuvinte în română de la Neagu. Cu plăcere. Ce faci? Ce faci? All the time. No, starting to maybe understand a little bit more when the Romanian girls in the team are speaking. But to speak, I think it's very difficult.
Thank you.
a fost derby de zile mari în Liga Florilor. Primele două clasate, Rapid și CSM București, s-au duelat într-un meci care putea decide soarta titlului. În sala Giulești, într-o atmosferă incendiară, gazdele au avut startul mai bun și în minutul 9 conduceau cu 5-3. Cu Neagu, Omoreghe și Dembele excelente la finalizare, tigoacele au echilibrat jocul și au trecut chiar în față, având la pauză un avantaj de 3 goluri, 15-12. Certate de Carlos Viver la cabine, rapidistele au revenit motivate. Buceschi și Fraga Fernandez au marcat gol după gol și giuleștenii au preluat din nou conducerea la jumătatea reprizei secunde. Cristina Neagu n-a fost însă de acord și după 13 goluri marcate în meci, a adus victoria pentru CSM București la limită, 28-27, însă tigoacele s-au apropiat acum la un punct de liderul din Liga Florilor. Pentru noi era un meci vital ca să rămânem în plasa liderului, pentru că dacă am fi pierdut astăzi, probabil că ne-am fi diminuat destul de mult șansele la titlu și la, nu știu, locul 2, locul 3, pentru că din câte văd, multe echipe se bat pentru primele locuri. Însă, așa cum spuneam mai devreme, dacă nu vom câștiga în continuare, degeaba am câștigat astăzi. E clar că jucând împotriva Rapidului, de multe ori este un joc tactic pe care îl avem și de pe bancă și fetele în teren, dar cred că mergi frumos. Am lucrat mult toată o săptămână să venim și să jucăm tare, dar așa e, cred că n-am fost suficient de bune. Thank you.
here comes to attack, one against one, number three. Thank you.
fără dubii a CSM-ului care câștigă Cupa României. Succes important pentru bucureștence, succes important pentru fetele pregătite de Adi Vasile. Timp de 35 de minute, Vâlcea a fost la nivelul tigroaicelor, chiar a avut la un moment dat în startul reprizei secunde 3 goluri avans, apoi s-a produs o cădere absolut inexplicabilă a jucătoarelor lui Ben Dal, care practic au intrat într-o vrie necontrolată și incontrolabilă, în ciuda eforturilor și time-out-urilor pe care le-a cerut tehnicianul norvegian Râmnicu. Vâlcea nu și-a revenit și practic din acel moment CSM București a defilat. Foarte repede, legătura colegului meu, Dragoș Cojocaru, pentru primele reacții la cal. O victorie importantă, primul trofeu al sezonului, care mai îndulcește amărăciunea ratării calificării în Final Four Champions League. O partidă intensă, Adi? O partidă foarte intensă, cum este firesc să fie în orice finală. Cu Vâlcea, într-o primă repriză, care a jucat foarte bine și ne-a scos un pic pe ralb în faza de apărare, dar mă bucur foarte mult cum a gestionat repriza a doua și cred că apărarea a fost cea care a făcut diferența. Într-un sezon foarte dificil pentru noi, unde cred că am dat dovadă în sânul echipei de un grup foarte unit și de mare caracter al jucătoarelor și trebuie să le mulțumesc pentru asta. Echipa a avut puterea să revină repriza secundă de la minus 3 și să bată cu 8 goluri. Arată un pic și caracterul de luptătoare al echipei tale. Am schimbat sistemul defensiv și asta a dat roade, pentru că în 6-0 Vâlcea a jucat foarte bine când noi eram în 6-0 și atunci încercarea pe care am făcut-o a fost să schimbăm sistemul în 5-1 și cred că aia a fost elementul care ne-a dat nouă curaj să nu primim gol, după care am avut procentaj și cred că cinism foarte bun în fața porții în repriza a doua. Continuă o săptămână de foc, mai aveți 2 meciuri, sperați la event probabil. E ultima săptămână dintr-un sezon foarte greu. Trebuie să încercăm să facem ceea ce depinde de noi și asta este să câștigăm cele 2 meciuri pe care le avem. Mulțumesc, Adi. Boca, ai legătura. Mulțumesc, Dragoș. 12 goluri marcate de Cristina Neagu, MVP-ul acestei finale. Excepțional, atât ca om care a finalizat fără probleme din aproape toate pozițiile, dar și ca o pasatoare desăvârșită, câteva asisturi de geniu ale Cristinei în acest meci. Spunea Adi Vasile despre acea schimbare a sistemului defensiv, o schimbare a sistemului defensiv care într-adevăr a surprins și care nu a putut fi gestionată de Râmnicu Vâlcea. Yvette Brock, cea mai bună jucătoare a turneului, pivotul olandez, a avut o prestație excelentă și în acest ultim act. Yvette Brock, o jucătoare pe care, cu certitudine, conducerea clubului bucureștean și-o dorește la și în sezonul viitor pe semicerc. 31 de ani pentru această ambalistă din Olanda, adusă în vara anului trecut de la Metz, a jucat timp de 3 sezoane la Gion. În ceea ce privește Râmnicu Vâlcea, să spunem că astăzi am văzut o jucătoare promițătoare, o tânără handbalistă pe care ne bazăm în anii ce vin. Este vorba de Daria Bucur, 5 goluri marcate, a doua marcatoare a echipei pregătite de Benda, cel mai bun portar al turneului, Mari Davidson, să recunoaștem, în repriza a doua a intrat pe teren în poartă în locul Elenei Grubișici și din acel moment, oare întâmplător sau nu, lucrurile au început să meargă din ce în ce mai bine pentru tigroaice. Cristina Neagu, încă un premiu.
Ariana Târcă este cea care i-a oferit acest trofeu. Suntem în continuare în așteptarea unor flash interviuri la marginea terenului. Emily Arntzen. E greu de auzit exact la ce se referă acest premiu pe care îl primește Emily Arntzen, însă a fost alături de Neagu, alături de Pro, alături de Davidson, om de bază pe teren pentru Trigroice. Relația pe care a reușit să o alcătuiască în acest an de când evoluează în tricoul CSM. Mulțumi acestor suporteri absolut admirabili, care chiar și momentele dificile pe care le-a trecut, prin care a trecut SCB Râmnicu Vâlcea în ultimele 25 de minute ale acestei finale cu CSM București, au continuat să le încurajeze și să spere într-un anumit miracol, într-un posibil miracol, un miracol ce nu avea în niciun caz cum să se mai petreacă în ultimele 5 minute, când deja Tigroaicele se duseseră la un avans de 9 goluri în plus pe tabelă. Vâlcea, un oraș care trăiește pentru handbal, în care e foarte greu să mergi pe stradă și să nu întâlnești un om care să cunoască foarte bine atât handbalul modern, cât și istoria acestei discipline, care a făcut ca Vâlcea să fie pusă undeva sus acolo pe harta handbalului european. Între timp primesc medaliile de campion jucătoarele pregătite de Adi Vasile. Așa cum ați văzut, a declarat și imediat după finalul acestei partide, nu este timp de vacanță și nu este foarte mult timp de sărbătorit pentru Tigroaice. CSB se deplasează la Zalău pentru partida de joi cu echipa pregătită de Gheorghe Dadici, un loc în care de multe ori adversarele au simțit forța echipei din Sălaj. Meciul va fi transmis în direct de Televiziunea Română de la ora 18. Meci care va fi transmis pe TVR2, pe TVR1. Veți putea urmări de la aceeași oră confruntarea dintre Rapid și SCB Craiova. Vă spuneam de acest duel la distanță pentru titlu între Giuleștence și CSM București. Și bineînțeles, apoi thrillerul se încheie duminică, 29 mai, atunci când de la ora 15:30, Televiziunea Română va încerca să vă țină în permanent conectați la ultima bătălie a acestui sezon din Liga Florilor. Meciurile decisive. CSM București primește vizita lui Minaur Baia Mare, o echipă care oricând poate învinge pe absolut oricine, în timp ce SCB Râmnicu Vâlcea și Rapid se întâlnesc într-o bătălie în care Rapidul este la 3 puncte, la o victorie de titlu. Momentul în care Cristina Neagu va primi trofeul din partea Federației Române de Handbal, preferă însă să îl lase pentru a fi ridicat deasupra capului de Elena Grubișici și de Carmen Martin, două dintre marile pierderi ale CSM-ului în sezonul viitor. Carmen Martin, cea care va pleca în Suedia la Sävehof, iar Grubișici, după ce a avut o încercare anul trecut, în vara anului trecut, să pună punct carierei sale de sportiv, a acceptat să mai evolueze încă un sezon, dar la finalul acesta de campionat se va retrage definitiv. Hai să încheie, doamnelor și domnilor, istoria acestei ediții a Cupei României.
Dragoș Bocanaciu, Dragoș Cojocaru și toată echipa ce a realizat acest maraton de aici din sala de la Mioveni. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o duminică cât mai frumoasă. Rămâneți în continuare alături de Televiziunea Română. Toate cele bune, pe curând! CSM București a câștigat Cupa României la handbal feminin. Tigroaicele au învins Vâlcea în finala disputată la Mioveni 34-26. Meciul a fost în direct pe TVR1. CSM și Vâlcea au făcut spectacol în finala Cupei României. Prima repriză a fost echilibrată și s-a mers cap la cap până la pauză, când vâlcencele au plecat la vestiar cu un gol în plus. La reluare, echipa lui Ben Dal a continuat ofensiva și avea un avantaj de 3 goluri. 5 minute mai târziu, tigroaicele au egalat și apoi au înscris gol după gol. Vâlcea nu a mai rezistat. Cristina Neagu a dat recital și a marcat 12 goluri, fiind declarată MVP-ul meciului. La fel și Davidson a făcut senzație în poartă. CSM a câștigat cu 34-26 și a ridicat trofeul Cupei României. O partidă foarte intensă, cum este firesc să fie în orice finală, cu Vâlcea într-o primă repriză care a jucat foarte bine și ne-a scos un pic pe ralb în faza de apărare, dar mă bucur foarte mult cum a gestionat repriza a doua și cred că apărarea a fost cea care a făcut diferența.